Spitalul județean din Suceava va primi în urma ședinței de Consiliu Local din 29 iulie încă 5 miliarde de lei vechi pentru investiții. Banii se vor duce în special către spitalul vechi, la secțiile de boli infecțioase și oncologie. Pentru anul 2010, primăria a prins în buget o sumă de 6 miliarde de lei pentru spital, dintre care 4 miliarde au fost deja vărsate în conturile unității spitalicești. Asocierea de firme SUCT și Flor Construct se va ocupa de repararea și asfaltarea străzilor din municipiul Suceava pentru o perioadă de un an. La licitație au mai participat doi competitori, SC Construcții Feroviare Grup Colasiaș și asocierea Avicon Argecom. Pe 27 iulie va fi semnat contractul cu asocierea de firme câștigătoare, după care constructorii se pot ocupa de reabilitarea străzilor din municipiul Suceava, fiind vizate în special cele afectate de lucrările ISPA. Unde nu se va mai interveni pentru alte lucrări, va fi turnat covor asfaltic.